trebuie să vă închipuiți un tărâm de poveste. Cu o istorie zbuciumată și cu oameni și locuri extraordinar de frumoase. Aoleu, tu l-ai, Doamne, te duci la diavol. Ai grijă cum umbli pe acolo. Ce diavol? Vorbești de Lisibona? Dacă găsirea cuiva este cheia înțelegerii altcuiva, numai trecutul poate dezvălui trecutul. Oamenilor le teamă de știință, pentru că nu o înțeleg. Cea mai bună cale de a ajunge la oameni e o poveste. Oamenii iubesc poveștile. Am visat că am fost prins într-o pânză de păianjen. Walter, dar a visat păianjen nu este cu noroc. Și pânza? Omul ăsta-i mort. Mort? De când e mort? De 400 de ani. Ești nebun? Vrem doar ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Deja scapea multă vâlvă. Fiecare legendă are o miez de adevăr. Din veacuri în care alchimia prospera la curțile regale, iar societățile secrete în umbra lor, din evul mediu întunecat, taine bine ascunse ies la lumină. Între argintul viu și un argintar se țese o poveste care spune despre o lume în care celebritatea te putea costa viața. Nu-i ceea ce crezi. Tipa are legătură cu povestea noastră. Și despre timpul nostru, când e primejdios să vezi semnele și tot ce îți rămâne este o umbră. Pe spirala timpului, viețile noastre s-au apropiat foarte mult. Acum suntem pe același cerc. Transilvania. Transilva. Țara de dincolo de pădure.